cum se vede și ciocolata. Ia uitați-o. Încă iese fumul din el. Aburul, nu fumul. Așa arată. Ia uitați-o. Se vede ciocolata. Eu l-am făcut numai dungi. Așa arată în interior. Eu mi-am pregătit pentru acest cozonac, cozonac de post, jumătate de kilogram de făină. Aici am ulei, circa 120 de grame, am cântărit totul în grame. Am 300 de apă și am 100 de grame de zahăr. Și cine dorește poate pune miere de albine. Deci ori punem miere, ori punem zahăr. Eu astăzi am să pun miere, dar cine dorește poate pune zahăr. Am cacao, că o să-l facem în două culori. Am o linguriță de sare, un cubuleț de drojdie, pastă de mandarine, eu o țin la congelator. Ia uitați, încă este înghețată. Așa, am scos și o să aromăm apa. Și esență de rom. Și ca să umplem, eu astăzi am să-l umplu cu ciocolată amăruie, nu cu lapte, că este de post, și am să pun o lingură, două de nucă. Și atât. Mi-am încălzit apa și acum în această apă, deci dacă dorim să facem cu zahăr, punem zahărul în apă, sau dacă dorim să facem cu miere de albine, punem mierea în apă. Eu am aici 100 de miere, 100 de zahăr. Eu prefer să-l fac cu miere, dar dacă doriți zahăr, puneți zahăr. Și am să dau zahărul deoparte. Da, eu am încălzit-o. Am încălzit-o. Am pasta de mandarine, este de la frigider. Și o să punem mierea. 100 de miere. Așa. Acum, din pasta noastră de mandarine, ne punem puțină. O să punem doar o parte, vedeți că este, ia uitat-o, eu am scos-o de la congelator, să știți că nu îngheață, se poate rupe cu mâna. Eu mi-am făcut un baton lung și îmi scot cât am nevoie și am să-mi pun deocamdată atât și dacă mai este nevoie să o facem mai aromat, cozonacul mai pune. Apa eu am făcut-o puțin mai călduță ca să, oricum se răcește când punem și acum să amestecăm. Amestecăm aici totul. Și am să pun totul, mai bine să pun totul așa aici. Așa. Luăm toată mierea. Și gustăm. Gustăm să vedem dacă este bun de aromat. Dacă nu mai punem puțin aromă. Am să pun și puțin ulei. O parte din ulei, nu tot. Cam jumătate. Așa. Adăugăm și drojdia. O să fărâmăm așa aici în compoziția noastră. Și amestecăm. Și lăsăm să se topească drojdia. Și acum adăugăm făina. O adăugăm așa puțin câte puțin. Aici am 500 de grame. Așa. Am să adaug și sarea. Aici am o linguriță de sare. Circa 7 grame de sare sunt. Și amestecăm. Și dacă o să mai fie nevoie de făină, mai adăugăm. Mai pun puțin făină. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia și bucate gustoase. Acum am să împart aluatul în două. Și într-o parte adăugăm făină și în cealaltă adăugăm cacao. Aici o să punem cacao și cu romul. Așa. Așa. Ia să amestecăm cu cacao. Și mai adăugăm.
Deci o să intre mai mult de ceasul decât mi-am pregătit eu. O să dăm aluatul cu cacao deoparte și îl facem pe cel simplu. Așa. Și apoi adăugăm ulei. Acum punem făină și aici. Și amestecăm. Aici adăugăm o mână. Și frământăm, frământăm, frământăm. Și o să-l mai frământăm puțin pe masă. Uitați, și acela cu cacao. Dacă e nevoie, adăugăm și puțină făină. Așa, să nu se lipească. Așa, nu se mai lipește, vedeți? Și acum iam să-l pun în vas. După aceea o să-l acoperim. Ia acoperim pe amândoi. Puțină făină mai trebuie. Deci, voi intra circa 700 de grame de făină. Calculat la ce am pus eu. Așa. Așa. Și acum îl punem în... Așa. Și îl punem așa aici. Le punem pe amândouă. Le acoperim. Le putem da cu puțin ulei pe amândouă. Așa. Ca să crească bine. Să nu se lipească prea tare. Așa, aceasta este cu cacao, este de post. Ciocolata, dacă vreți să puneți, o puneți cea fără lapte. Ciocolata măruie. Așa. Și o să întindem foile. Ia uitați. Aici avem tava. Eu am să pun deoparte un pic din aluatul maro. Și un pic din aluatul. Am să le întind pe amândouă. Așa. Fiecare pătrățel de ciocolată are 50 de grame. Și am să pun una, două, trei. Depinde cât o să fie necesar. Și tăiem ciocolata. Da. Și o să întindem așa aluatul. Când unul, când celălalt. Așa. Astăzi ne jucăm, ne jucăm astăzi, așa. Punem ciocolata. Bucăți, bucăți. Doriți să puneți mai multă, puneți mai și puțină nucă. Așa am să pun și puțină nucă. Peste.
pun untă. Apăs puțin ca să intre și apoi răsucim. Acum o să răsucim încet, încet. Așa. Așa, mi l-am, ia uitați-l, cozonacul, așa. Eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu puțin ulei și cu foaie de hârtie de copt și acum îl iau și îl așez așa în mijloc. Cozonacul meu. Îl dau așa deoparte și mi-au rămas două bucățele. Le-am lăsat să ne jucăm puțin și să vedem ce putem face. Și acum am să tai cu păhăruțul. Așa. Acum umezesc puțin cu apă, așa, aici, ca să se lipească de cozonac. Și îl întorc invers, direct pe cozonac. Așa. Să fac așa o mică presiune, așa, în interior. Așa. Apoi o să vedem, ia uitați. Așa. Astăzi ne jucăm. Așa. Am să pun puțin apă. Așa. Și am să o așez așa aici, alături. Se vede? Așa. O așezăm și am să fac o mică presiune în interior. Vedeți? Lăsăm să crească până își dublează volumul și după aceea îl dăm la copt. Vedeți cozonac? Cozonac, cozonac de post cu cacao în două culori. Așa arată. Se pun puțin zahăr pudră pe deasupra. Așa. L-am scos din cuptor, este încă cald. Ia uitați-l. Așa. Făcut dimineața împreună cu voi. Acum și o să tăiem, să încercăm să tăiem o bucățică. Așa. Să sperăm că o să vă placă și că o să fie bun. Eu am să-l dau puțin așa cu zahăr, pudră pe deasupra. Și acesta este cozonacul, încă este cald. Ia uitați-l. Așa arată și pe părți. Eu am să încerc să tai o felie, mai că este cald. Nu știu dacă o să reușesc, dar... Așa. Și am să tăiem așa o bucată de...
Așa arată în interior. Ia uitați-l. Cu cacao. Așa arată și pe spate. Eu l-am dat cu puțin zahăr pudră deasupra. Eu acum vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți alături și mă urmăriți și mă apreciați.